Din cetatea alpinelor Apidava le spunem la mulți ani cu sănătate tuturor copiilor, dar avem un mesaj și pentru părinți și bunici. Nu doar de ziua copiilor este important să fim cât mai aproape de ei, să-i ascultăm și să încercăm să le satisfacem mai micile sau mai marile lor dorințe. Este extrem de important ca un copil să se simtă ocrotit și iubit zi de zi, clipă de clipă, să vadă că ne pasă de el, că îi acordăm din timpul nostru, fără plictiseală și enervări. Și de ziua copiilor trebuie să ne facem și o analiză, pentru că de prea multe ori, fără să vrem, ne lăsăm furați de iureșul vieții, de grijile și de problemele care ne asaltează din toate părțile și fără să ne dăm seama, ajungem să ne neglijăm obligațiile elementare și esențiale față de copiii noștri. Copiii nu sunt doar un prilej de bucurie și o adevărată împlinire pentru părinți. Ei necesită și o grijă permanentă, având nevoie de protecție, de îngrijire, de dragoste, practic clipă de clipă. Tocmai de aceea, această zi de 1 iunie ne ajută să conștientizăm această problemă. În 1925, la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, reprezentanții a 54 de țări au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului, în urma căreia multe guverne au introdus Ziua Copilului. Chiar în acel an, în data de 1 iunie, consulul Chinei de la San Francisco a organizat pentru copiii orfani Festivalul Bărcilor Dragon, conform unui vechi obicei chinezesc care marchează în China începutul verii. Succesul acestei sărbători a făcut ca, treptat, încă 30 de țări să adopte ziua de 1 iunie drept ziua copilului, fiind însă și țări care marchează ziua copilului la o altă dată. Dar copiii mai au o dată care le este dedicată. Este vorba de 20 noiembrie, dată stabilită de UNICEF ca zi universală a copiilor, ca urmare a faptului că în data de 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală ONU a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Copilului. La noi este încetățenită ziua de 1 iunie, ca zi a copilului. O zi din care cam începem să ne gândim la vacanță. O zi care începe să anunțe o perioadă mai relaxată, perioada concediilor de vară. Datorită zilelor mai lungi și mai însorite, avem o poftă de joacă și de bună dispoziție și atunci este parcă momentul optim de a fi mai aproape de copii, de a-i înconjura cu mai multă dragoste și atenție. Dar, înainte de toate, nu ar trebui să neglijăm sănătatea și dezvoltarea lor armonioasă. În acest sens, trebuie să spunem că unul dintre cele mai de preț daruri pe care le putem face copiilor noștri este sănătatea. Să avem grijă să aibă o alimentație cât mai sănătoasă și să le formăm deprinderi sănătoase. Știm că mai mereu vor dulciuri, dar putem să le oferim dulciuri sănătoase, miere, prăjituri cu miere, cozonaci și cursecuri cu miere, dar și o serie de bomboane, drageuri și caramele cu miere. Copiilor noștri le datorăm, după cum spuneam, dreptul la o dezvoltare armonioasă, la o viață sănătoasă și fericită. Este unul dintre motivele pentru care portofoliul Apidava se mărește în mod constant cu dulciuri sănătoase, cu dulciuri pentru copiii noștri, dar care, bineînțeles, sunt foarte bune și pentru noi adulții, mai ales că ne aduc aminte de gustul din copilărie. Tocmai de aceea vă invit să descoperiți dulciurile sănătoase de la Apidava, să alegeți aceste dulciuri sănătoase realizate de brandul românesc din inima Transilvaniei. Nu mă refer aici doar la mierea de calitate, ci și la drageurile cu miere, la caramelele cu miere, cu polen, cu propolis. O să vedeți că vă vor da energie și au un gust extraordinar. Personal, caramelele cu polen mi se par cele mai aromate, iar caramelele cu propolis au un gust aparte, extrem de interesant, sunt preferatele mele. De obicei, avem și un concurs, concursul emisiunii din Cetatea Albinelor Apidava. De această dată puteți să câștigați câte un set cu caramele, cu miere, cu polen și cu propolis. Iată ce trebuie să faceți ca să participați la concursul nostru. La prezenta emisiune online, vă invităm să inserați un comentariu cu textul Caramele Apidava și peste 3 zile de la prezenta postare vom extrage la sorți cei 5 câștigători. Fiecare dintre aceștia vor primi câte un set de caramele, cu miere, cu polen și cu propolis. Vă invit așadar să descoperiți și să alegeți dulciurile sănătoase de la Apidava.